În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, drept măritorilor creștini, Domnul Iisus Hristos ne-a rugat pe noi ceva, și anume, ce rugăminte a pus El înaintea noastră? Că noi am uitat. Cine o fi rugat Iisus pe noi oameni? Pe noi creștini? Ce să facem oare? Ne-a rugat într-un mod special. Special. Lucru care ține de noi pe urmă. Să-L facem sau să-L nu facem. De-L facem este pe binele nostru. De-L nu facem este pe răul nostru. Dacă-L facem e spre bucuria noastră și a cerului. De nu-L facem pentru tristețe. Pe pământ și în cer. Iisus ne-a rugat și a zis, ca niște fii ai luminii să umblați. Interesant. Am uitat de rugămintea Lui de multe ori. Am uitat. Și am umblat ca niște fii ai întunericului de multe ori. Și n-a fost bine. Dacă auzim astăzi glasul Lui, să nu împietrim inima, să ne gândim să o schimbăm, să umblăm ca niște fii ai luminii, ca niște fii ai Lui, fii ai Lui Dumnezeu. Ni s-a dat acest drept de a fi fii ai Lui Dumnezeu, ni s-a dat dreptul. Dar acest drept poți să ți-l iei sau poți să renunți la el. Faci cum vrei. Bine ar fi, nu ne înțeleg la acest drept de a fi fii ai Lui Dumnezeu. Să nu uităm că Iisus a zis, eu sunt lumina lumii. Când umbli ca un fiu al luminii, înseamnă că ai luat lumina de la El. Ești cu El și El cu tine. Și umbli cu El. De aceea se spune și într-o cerere la înviere, noi lui Hristos, luminează tuturor. La slujba, mai bine zis, din postul mare, înainte de înviere. Așa se spune. Dar, dacă umblăm în lumina lui Hristos, înseamnă că umblăm după voia Lui, umblăm în dragostea Lui, umblăm cu milă ca și El, călcăm pe urmele Lui și l-ascultăm și pe Pavel, apostolul, care zice, urmați-mi mie precum și eu urmez lui Hristos. Ce mult contează asta, ce mult contează să fii în lumina lui Hristos. Și dacă ești în lumina Lui, atunci totdeauna faptele tale sunt fapte ale luminii și nu le ascunzi, nu le poți ascunde, că nu poate o cetate să se ascundă dacă stă pe munte și n-a prins făclia să o pui sub obroc, pentru că se vede. Trebuie să fim fii ai luminii, nu cu mândrie, ci practic așa, smeriți. Și în smerenie lumina se vede, a lui Hristos. Că așa ne-a zis iarăși, mă zice mereu că să mănânci smerit cu inima, vezi că se odihnește sufletelor voastre, ne-a învățat. Dar ne-a rugat că niște fii ai luminii să umblați. Contează așa de mult să fim așa. Dar dacă vrei să porți lumină și pentru altul, ia minte, să nu zici că stai în întuneric. Zici, dau exemplu bun, dar tu ești în întuneric. Sunt multe exemple de dat, dar ne oprim la unul. Și anume, cândva a fost la o biserică ca și la noi, o slujbă de seară. Și a ținut mai mult. Afară era întuneric. Și a fost la slujbă și un om orb. Când se plece acasă, cineva i-a zis la cel orb, uite, dragă, tu te duci singur către casă. Ia aici o făclie aprinsă să te duci. Și a zis orbul, dar mie nu-mi trebuie făclie. Pentru mine, orică am, orică n-am, eu cunosc drumul. Oricum eu nu văd, dar știu pe unde să merg. Cunosc și pietrele de pe drum.
Cunosc gropile de pe drum, le știu pe toate. Și n-am nevoie. Dragii acela dragă, îți dau făclia, știi de ce? Să o porți. Să nu se bată altcineva de tine să te rănească. De aceea ți-o dau. Altcineva să nu se bată de tine. Și a zis el, bine, dacă zici, atunci așa voi face. Nu se bată altul de mine, o iau. Ce dragă, știi de ce? Uite, vezi, tu poate te-ai mirat că ți-am dat-o, dar n-aș vrea ca cineva să te rănească. Vine cu o mașină și te calcă, vine cu un car și te calcă, vine o căruță și te calcă, un bijlic și te calcă. Trece peste tine, că nu te vede, nu te vede, că ești în întuneric. Dar dacă vede făclia, știi că ești acolo. Și a plecat orbul. Dar el cunoștea drumul. Și atent la drum, cum era el, a uitat de făclie că o ținea în mână. Cum o mișca în toate părțile, o mișca și în sus și în jos, cum era obișnuit să meargă el. Și mișcând-o tare în sus și în jos, i s-a stins făclia. I s-a stins. Și el mergea pe întuneric. Și a dat cineva peste el. Dar l-a lovit, l-a dărâmat la pământ. L-a lovit tare. Și acela care l-a lovit a întrebat, cine ești de umbli așa pe întuneric? Cine ești? Și răspunde el, dar n-ai văzut făclia. Și el zice, când n-ai nicio făclie, nicăieri nu este. Și el zice, uită-te la mâna mea că e făclie. Ceea ce l-a dat, eu o pipă și văd că e făclie. Dar e stinsă, dragul meu. E stinsă făclia. Și de aceea te-am lovit. Atunci acela a zis, dragă, te rog frumos să mă ierți. N-a știut că s-a stins și de aceea m-ai lovit și m-ai rănit, dar de vină-ți eu. Poate trebuia să vorbesc tare sau altceva să fac ca să mă vezi sau să port grijă mai mult decât orice să nu se stingă făclia. Mai mult decât orice. Să o țin aprinsă până la capăt. Vedem că a umbla în lume, zicând că ești în lumină și nefiind atent să stingi lumina, poți fi lovit și cădea. Dacă lumina lui Hristos ai stins-o, nu-i bine. Dar o să se stingă, nu e bine. Că tu strălucești când o porți, fără să vrei, se vede că o porți. Fără să știi, se vede că o porți. Ce mult contează asta. Să știi că o porți și că ești lumina lui Hristos. Contează mult. Și că această lumină o porți și ca un fiu al luminii umbli. Ca un fiu al luminii și poți lumina lui Hristos cu tine. Și ai grijă să nu se stingă. Poate vin urechi în stânga și în dreapta, dacă porți lumină, toată lumea vede. O vede că o porți. Ce mult contează asta. Dar rugămintea lui Iisus, s-o împlinim. Zicem așa, da, Iisus ne-a rugat multe și a cerut multe de la noi. Multe a cerut. Dar oare cerințele lui și lui Dumnezeu, cum le putem afla noi? Ca să le știm mai bine. Să le repetăm mereu, că mai uităm din ele. Știi cum poți face, dragul meu? Poți lua Sfânta Scriptură, să o citești. Crezi să citești ceva din ea. Să o citești de la capăt până la capăt. Da, dar tu zici, da, dar Scriptura e mare. Are foi multe, multe, multe. Și scris și pe o parte și pe alta. Păi, e mare, e mare. Și cam greu să o citesc. Zici că e mare.
dar depinde ce îți dă. Ai văzut? Depinde ce îți dă. Dacă îți dă ceva deosebit pentru tine și de folos pentru tine, atunci ia-o. Știi cum poți să ești tu când zici așa, cum ai zis mai înainte, că e grea și mare și nu știu ce? Luăm un exemplu să vezi ce se poate întâmpla. Și anume, era cândva un împărat și avea fecior, prinț, dar trebuie să plece la război. Împăratul și-a luat și prințul. Nu e împărăteasa și prințesa acasă, soția prințului, rămân acasă. Iar ei pleacă la război. Prințul cel tânăr trimite acasă după un timp un pachet la prințesă. Ea, nerăbdătoare, în camera ei, deschide pachetul, oare ce mi-a trimis prințul de la război? Ce a trimis? Și când deschide pachetul, era un proiectil. Tetun. Păi zice, asta îmi trebuie mie. Să trimit el de acolo mie. Ce să fac eu cu el? La ce îmi folosește? Și îl trântește, nervoasă. Când l-a trântit, s-a desfăcut, că e făcut din două părți. S-a desfăcut. Și din tubul lui a căzut o cutie de argint. Și atunci ea, surprins, a zis, e ceva aici. A luat cutia și a deschis-o. Dar în cutia aceea de argint, care era mai mare, mai mărișoară, era o alta de aur. Și atunci a prins-o și mai tare. Dorința, mirarea, uimirea. Dar voia să știe ce e acolo. Ce este? Știa că e ceva. A surprins-o, dar și voia să afle ce e acolo. Și-o deschide. Era un inel frumos de aur, el a trimis prințul. Și s-a bucurat mult. Și o hârtie mică, făcută sul. Și a zis, oare hârtia de ce mi-a pus-o? A desfăcut-o, pe ei au scris două cuvinte. Te iubesc. Și au lovit-o cuvintele. Mai tare decât inelul, când transmitea mesajul, ce avea el în inimă pentru ea și ce simțea el pentru ea. S-a bucurat enorm de ceea ce el i-a trimis. Și s-a supărat pe ea de ce a fost tristă când a văzut dita-i mai pachetul și dita-i mai acel proiectil mare, că nu știa ce ascunde înăuntru. Dacă eu, Sfântă Scriptură, o vezi că e mare, o vezi că e mare, da, și cu multe pagini, multe pagini, multe cărți, una după alta, te uiți, Noul Testament, Vechiul Testament, nu mai știi care să o iei. Da, dar deschide-o rând pe rând. Vei vedea ce conține. Vei vedea că-s cuvinte de argint, cuvinte de aur, pentru tine și pentru ai tăi. Dar mai mult decât orice, știi ce vei găsi la sfârșit scris acolo pentru tine? Dumnezeu scrie acolo, pentru tine. Omule, eu ca Dumnezeu te iubesc. Asta scrie Dumnezeu. Să nu uiți, îți dedică ție viața Fiului Său, lucrarea Lui o face pentru tine. Și asta o face pentru că Dumnezeu te iubește. Te iubește. Și dacă o citești Scriptura, asta spune el și mesajul ei. Din iubire Dumnezeu a dat pe Fiul Său, iubire pentru tine. Și atunci citește mesajul, să nu-l uiți. Dar nu uita orice ar fi. Dumnezeu ne-a iubit, ne iubește și ne va iubi. Iar cine are urechi de auzit, să audă. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.